Doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult pentru prezență, pentru răspunsul pozitiv la invitația noastră. Este cea de-a doua conferință de presă pe anul acesta a Platformei Civice Împreună. O conferință de presă pe care o considerăm importantă, pentru că vă vom da câteva știri despre campania începută în toamna anului trecut, campania Apărăm Copiii României. Platforma Civică Împreună este o platformă care s-a înființat în iulie 2017 și care conține la ora actuală 506 ONG-uri și peste 130.000 de susținători, persoane, prieteni ai noștri din toată țara, care și-au propus, în urma referendumului, să continue această campanie de sensibilizare, de apărare a valorilor morale creștine, de apărare a drepturilor noastre constituționale și de apărare a drepturilor părinților și ale copiilor din România. Continuăm astfel acțiunea socială creștină, începută cu referendumul. Suntem în aceeași logică, în aceeași lanț al solidarității românești, care a condus la referendum, care a condus la acel vot masiv pentru o valoare extraordinară, cea a familiei și cea a legăturii dintre bărbat și femeie. Și în mod absolut firesc, am continuat cu această campanie Apărăm Copiii României și Identitatea lor. Această campanie a însemnat, până la ora actuală, strângerea a peste 300.000 de semnători de susținere a cetățenilor români care refuză în mod explicit orice intruziune a ideologiei de gen în educația din România. Fie că această intruziune se face prin educația sexuală pentru diversitate sau în alte forme care maschează mai mult sau mai puțin imperativul unei agende neomarxiste care cucerește din ce în ce mai mult spațiu public, spațiu politic, spațiu social și cultural al României. Prin această campanie și prin notificarea pe care noi am trimis-o astăzi, în urma acestei campanii și acestui sprijin masiv, care, repet, este și el fără precedent în istoria României moderne, spuneam că prin această campanie, prin semnături și prin notificare, somăm Ministerul Educației Naționale, precum și Institutul de Științe ale Educației, să ia act de refuzul nostru expres în ceea ce privește orice ingerință a ideologiei de gen în sistemul educațional românesc. Aceasta este substanța campaniei, a notificării și a poziționării a peste 300.000 de români în fața acestei problematici. Colegii mei aici prezenți, oameni care au fost implicați de-a lungul vremii și în campania pentru referendum și în această campanie, vă vor explica pe îndelete rațiunile, motivațiile și juridice și de altă natură care au stat la baza acestei campanii, la baza strângerilor semnături și a notificării. Prin această campanie, Platforma Civică Împreună reușește să-și țină promisiunea, reușește să facă ceea ce și-a dorit cel mai mult. Să creăm această solidaritate, să creăm această comunitate a valorilor pentru cât mai mulți dintre noi, pentru a ști că nu suntem singuri, că suntem dimpotrivă și mulți și puternici în fața unei avalanșe care tinde să aplatizeze tot ce înseamnă valoare și frumusețe, nu numai în viețile noastre, dar cel mai important și cel mai grav, în viețile copiilor noștri. Noi nu putem accepta ca
în viețile copiilor noștri să apară experimente ideologice, experimente antropologice, care vin de nicăieri și ne duc către nicăieri. Dau cuvântul, pe mai departe, domnului avocat Alexandru Zbârnă. Mulțumesc pentru introducere. În această scurtă intervenție a mea, voi încerca să răspund la, să arăt relevanța juridică a faptului că acești peste 300 de mii de cetățeni români au refuzat în mod explicit intruziunea oricărei forme a ideologiei de gen în educația care are loc în România. Întrebarea la care o să răspund este următoarea. Care sunt efectele, din punct de vedere juridic și în concret, în raport de drepturile copilului, produse prin această intruziune a ideologiei de gen în educație? În formularea răspunsului la această întrebare, voi face referire la două acte normative. În primul rând, legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe de o parte, dar pe de altă parte și voi face referire și la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului ratificată prin legea în România, prin legea 18 din 1990. În principal, o să fac referire la lege și la convenție, pe scurt. În cele ce urmează, răspunsul de la bun început și tranșant este acela că intruziunea ideologiei de gen în educație are ca efect încălcarea drepturilor copilului, astfel cum sunt acestea reglementate și în lege și în convenție, cele două acte normative pe care le-am menționat adineauri. O să vă prezint în esență trei grupuri de norme juridice încălcate prin această intruziune a ideologiei de gen. În primul rând, un mănunchi de norme juridice care cuantifică identitatea persoanei. Vorbim acum, în cazul nostru, de identitatea celui care participă la actul educațional, a elevului, studentului, totodată. Se încalcă, în primul rând, deci, dreptul la stabilirea și păstrarea identității. Drept consacrat de legiuitorul român articolul 9 din lege, dar care se găsește și în articolul 8 din convenție, potrivit căruia copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale. Câtă vreme în actul educațional se introduc elemente de natură prin care se urmărește schimbarea acestor elemente de identitate a copilului cu care vine din familie, din punctul meu de vedere, este clară încălcarea acestui drept al copilului, deci de stabilire și păstrare a propriei sale identități. Totodată, este încălcat dreptul copilului la educație, reglementat în articolul 51 din lege și articolul 28 din convenție, căci copilul are dreptul să primească o educație care să faciliteze dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a aptitudinilor și personalității sale, personalitate cu care vine în mediul educațional și pe care, din punctul nostru de vedere, se încalcă aceasta prin intruziunea ideologiei de gen. De asemenea, se mai încalcă din dreptul la sănătate și dreptul la protejarea imaginii și vieții intime, private și familiale. Este foarte evident faptul că câtă vreme copilul are acasă anumite valori și la școală care privesc familia și cum se raportează acesta la viață și nu adunarea, scăderea și gramatica, câtă vreme la școală este învățat altceva decât ce este învățat acasă și se spune învață-ți părinții așa, este clar faptul că ne încadrăm pe textul normativ al articolului 27 din legea și articolul 16 din convenție, care spune că este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială.
Asta despre mănunchiul de acte normative care protejează identitatea persoanei. Mergând mai departe, din punctul meu de vedere, sunt încălcate și alte texte normative care conturează posibilitatea persoanei de a se exprima liber în societate. Avem în primul rând, din punctul meu de vedere, se încalcă în mod flagrant dreptul la liberă exprimare al copilului, dreptul la gândirea, dreptul de conștiință și de religie. Aceste drepturi sunt reglementate în articolul 28 și 30 din lege, precum și în articolul 13 și 14 din Convenția ONU la care am mai făcut referire. Ce înseamnă ideea de a avea dreptul la liberă exprimare? Copilul, în actul educațional, ar trebui să aibă, citez din textul normativ, acces la informații de orice natură care vizează promovarea bunăstării sale sociale, spirituale și morale, sănătatea sa fizică și mentală. De asemenea, copilul are dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie, chiar copil fiind. Acestea sunt mănunchiul care conturează dreptul copilului la liberă exprimare și o să închei acum cu un mănunch de acte normative, un pic mai șocant, dar care totuși consider că sunt relevante, anume acela că se încalcă dreptul copilului de a nu fi supus niciunei forme de abuz, neglijență, violență, agresiune sau exploatare. Ei bine, din punctul meu de vedere, orice această intruziune a ideologiei de gen, pentru care peste 300 de mii de cetățeni au semnat, se califică în textul normativ reglementat în articolul 89, 94, 110 din lege, care se regăsește și în articolul 19 din Convenție. Astfel că acesta, copilul, trebuie să fie ferit de orice forme de violență, abuzul înseamnă orice acțiuni prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică. Subliniem relevanța textului normativ. Deci abuzul asupra copilului este acea acțiune prin care este periclitată dezvoltarea fizică, mentală, spirituală sau morală a copilului. Este mai mult decât evident incidența acestui text normativ și, prin urmare, încălcarea dreptului copilului de a nu fi supus niciunei forme de abuz, neglijență, violență, agresiune sau exploatare. Acestea fiind zise, închei relevându-vă și faptul că se încalcă, pe lângă aceste norme concrete și principii de drept care se regăsesc reglementate și în legea pe care am menționat-o și în convenție, atât respectarea interesului superior al copilului, precum și respectarea demnității acestuia și asigurarea protecției acestuia împotriva abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violență asupra copilului. Oricărei forme de violență asupra copilului, deci inclusiv această violență împotriva căreia s-au strâns peste 300.000 de semnături pentru care s-a redactat această notificare, deci inclusiv împotriva violenței ideologice. Acestea fiind zise... Aș completa o singură chestiune legată de ultimul mănunchi de drepturi relevat de colegul meu, și anume constituie exploatare a copilului faptul că acesta face obiectul unui experiment ideologic. Atâta vreme cât în educația școlară sunt introduse aspecte profund, exclusiv ideologice, înseamnă că elevii, copiii români, fac obiectul unui experiment ideologic. A face obiectul unui experiment ideologic realizează conținutul noțiunii de exploatare sancționat de textele de lege relevate și enumerate de domnul avocat Zbârnă.
Dar dincolo de categoria drepturilor copilului încălcate grav prin această intruziune a ideologiei de gen în educația școlară, suntem în prezența și de aceea este de maximă importanță actul realizat astăzi, și anume acela că 300.000 de cetățeni români au somat Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației să țină cont de refuzul lor expres că nu admit intruziunea ideologiei de gen în educație și că această somație reprezintă procedură prealabilă administrativă unui demers judiciar în situația în care autoritățile somate nu vor ține cont de această notificare. Reprezintă deci un act de maximă importanță pentru că cei 300.000 de cetățeni care ne-au mandatat pe noi în acest sens, ce spun în esență? Spun autorităților române că încalcă grav dispoziții constituționale și legale, deci dincolo de cele privitoare la drepturile copilului. Care sunt dispozițiile legale și constituționale încălcate grav prin această intruziune a ideologiei de gen în educația școlară? În primul rând, este desconsiderat grav principiul potrivit cu care părinții sunt aceia care, odată ce au răspunderea faptelor copiilor lor, au și dreptul de a-i educa potrivit propriilor lor convingeri. Și avem în acest caz esențial, avem un principiu al simetriei. Dacă eu, părinte, sunt cel care răspund de faptele copilului meu, dacă pe mine mă cheamă autoritatea judecătorească să stau alături de copilul meu când el trebuie să răspundă legal, înseamnă că tot eu sunt cel care am dreptul să îl educ potrivit celor mai profunde convingeri ale mele, cele care îi asigură o dezvoltare, cum? O definește codul civil, cum trebuie să fie dezvoltarea copilului. Armonioasă, în ceea ce privește, deci dezvoltarea psihică, intelectuală, învățătura, pregătirea profesională, însușirile, nevoile copilului, deci toate aceste lucruri sunt reglementate în articolul 487 din Codul Civil, tărâmul legal, și articolul 29 alineatul 6 din Constituție, tărâmul constituțional, sunt reglementate în favoarea părinților, nu în favoarea instrumentului școlar. Școala nu poate deveni instrument de propagandă ideologică, așa cum nu are voie să devină instrument de propagandă politică, așa cum nu, așa cum considerăm profund reprobabilă intruziunea politicului în educația școlară, la fel trebuie să considerăm profund reprobabilă și chiar ilegală intruziunea ideologică în școală. Un alt aspect esențial și tot pe tărâm constituțional încălcat grav prin această ideologie de gen despre care noi ne dorim foarte mult ca mai mult de 300.000 de români, dacă s-ar putea 3 milioane de români să înțeleagă cât de grave sunt consecințele ei în educația copiilor, deci un alt aspect grav încălcat este dreptul la viață intimă al copilului și viață privată. De ce? Pentru că aceste aspecte care țin de identitatea copilului, de educația lui intimă, de viața lui intimă, țin obligatoriu și ele au repercusiuni în sfera conștiinței copilului. Și atunci, dacă valențele psihice pe care le antrenează viața intimă țin de sfera profund intimă a copilului și profund intimă și privată a familiei, înseamnă că intruziunea școlii cu bocancii prin aceste aspecte ideologice ce țin de și care reflectă, cum să zic eu, un activism pur și simplu, deci nu reflectă o nevoie a copilului, pentru că nu se poate generaliza, nu toți copiii au nevoie să le fie explicate că ei pot fi în orice moment, vă citesc dintr-un manual, Laura poate fi Matei, Laura se poate face chiar dacă ea este fetiță. Deci nu poți generaliza și învăța toți copiii României că nu contează sexul în care s-au născut, ei pot deveni ceea ce doresc ei. Fetițele pot deveni tați, băieții pot deveni mame. Această intruziune reprezintă un act de violență în sfera vieții intime și private a copilului și a familiei și încalcă grav, flagrant, articolul 26 alineatul 1 din Constituția României.
Aceste aspecte au fost notificate astăzi în cea mai juridică formă posibilă de somare a Ministerului Educației Naționale, de solicitare să se transmită avertismente către toate inspectoratele școlare județene din țară, pentru că, iată, dacă în 2 luni de zile 300.000 de cetățeni români s-au mobilizat și dacă nu se va ține cont de această mobilizare a lor și va fi nevoie de un demers judiciar pentru a se ține cont de acest refuz expres formulat, înseamnă că suntem într-o situație extrem de gravă, înseamnă că am fi în prezența unei dictaturi ideologice. Să nu uităm un lucru și cu asta închei, a învăța copiii că roluri de gen este ceva dezirabil nu înseamnă nimic altceva decât a învăța că ei pot fi orice gen doresc. A învăța copiii că egalitatea de gen este ceva dezirabil nu înseamnă egalitatea femeii cu bărbatul, ci înseamnă că un copil învață că el poate fi în mod egal orice gen dorește. Dacă aveți vreo completare... Că așa este, că egalitatea de gen nu se referă la egalitatea dintre femei și bărbați, ci se referă la un activism LGBT, rezultă și dintr-o rezoluție a Parlamentului Uniunii Europene destul de recentă. În plus, doresc să nu uităm că familia și educația, conform principiului subsidiarității, așa cum este el reglementat de articolul 5 din Tratatul Uniunii Europene, conform acestui principiu, familia și educația intră în sfera exclusivă a dreptului național românesc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cu adevărat, copiii României sunt avuția supremă nu doar a părinților lor care i-au născut și care i-au crescut, dar ei sunt avuția supremă și a națiunii române în care au venit și în care se formează ca oameni și ca cetățeni. Fără copiii săi, o națiune nu poate nici exista, nici dăinui. În România, scopul școlii ar trebui să fie obținerea de rezultate la învățătură cât mai bune de către elevii săi, iar nu reeducarea lor, în sensul că pot să fie orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut. În acest context este vital pentru copiii României care sunt pe băncile școlilor să fie educați în acord cu identitatea lor biologică în care s-au născut, dar și în acord cu identitatea și valorile neamului românesc în care s-au născut și în care se formează și în care trăiesc și de care aparțin. Principiile educației trebuie să fie jalonate în primul rând de către părinții lor, potrivit propriilor convingeri, acesta este un drept constituțional. Nu putem face abstracție de aceste realități. Mai mult, Convenția privind drepturile copilului ratificată de România încă în anul 1990 consacră ca valoare de principiu a se ține seama de importanța și tradițiile culturale ale fiecărui popor în protejarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. De aceea vorbim despre copii ca avut suprem al unei națiuni și despre dreptul fiecărei națiuni de a decide singură cum își educă copiii. Tocmai de aceea, într-un timp atât de scurt, au semnat un număr atât de mare de cetățeni români cu privire la intruziunea ideologiei de gen, refuzând în mod explicit acest lucru. În esență, dorim să se țină seama de aceste drepturi care nu discriminează pe nimeni, fiind conferite în beneficiu creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor, potrivit convingerilor, în primul rând, a părinților lor care au răspunderea creșterii și educării acestora. Domnul Gheorghe, dacă doriți să mai adăugați. Da, mulțumesc mult. Cred că explicațiile au fost elocvente și... Ne putem da cu toții seama din aceste explicații, din materialele scrise pe care le aveți, că ne aflăm într-o fază extrem de avansată și de gravă a unui conflict care începe probabil ca un conflict cultural, dar evoluează pe dimensiuni din ce în ce mai importante și mai grave. Dacă nu apărăm mintea și sufletul copiilor noștri, nu cred că mai putem apăra nimic. Nu există temă mai importantă decât aceasta.
Sigur, copiii trebuie apărați și de boală, și de sărăcie, și de minciună, și de proastă educație. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în ceea ce îi privește. Societatea românească e o societate cu o patologie diversă, complicată și gravă. Totodată sunt foarte multe lucruri bune, importante, care se fac de biserici, de asociații, de oameni, de instituții, bineînțeles. Numai că statul român nu poate continua să cadă pe această pantă a captivității și a devenirii sale ca instrument ideologic. Noi, cei care am trăit ceva mai mult înainte de 89, știm ce înseamnă un stat ideologic, știm ce înseamnă un regim ideologic disciplinar, știm ce înseamnă falsa conștiință, știm ce înseamnă conștiința scindată, știm ce înseamnă să-ți înveți copilul ca la școală să spună un anumit lucru și acasă să-i spui alt lucru. Din păcate, această invitație la un regim ideologic disciplinar pare din ce în ce mai reală. Sunt norme, sunt hotărâri de guvern, sunt legi, sunt angajamente internaționale în sprijinul acestei ideologii și nimeni din această țară n-a ajuns la conducerea acestei țări cerând votul și spunând: români, o să vă învățăm ideologia de gen, o să vă facem educație pro-homosexualitate. Deci nu există un mandat de niciun fel pentru așa ceva. Mai degrabă, dimpotrivă. Clasa politică actuală, partidul de guvernământ, nu poate să joace această comedie și a nega evidența faptului că instrumentează în mod coerent, tenace, introducerea ideologiei de gen în școala românească. Faptul că nu răspunde la întrebări, faptul că trece sub tăcere actele pe care le semnează, că nu invită pe nimeni la dezbateri, da? Toate acestea nu înseamnă că realitatea nu există. Președintele României e din acest punct de vedere mult mai sincer. Domnia sa, și îi respectăm opțiunile, este un agent, poate cel mai important agent al introducerii ideologiei de gen în activitățile generale ale statului român. E o agendă pe care dumnealui și-o asumă și asta este. Dar dânsii își pot asuma orice agendă, noi trebuie să ne asumăm rolul pe care îl avem, aceea de a evita dezastrul, ca această ideologie să devină sau să se răspândească în diverse materii și în diverse discipline. Știu că multă lume este plictisită de acest subiect. Domne, sunt ăia, vin iarăși cu copiii, cu educația LGBT, cu... Nu există așa ceva, domne. Este o sperietoare. Importante sunt, mă rog, discuțiile nemaipomenite de la televizor despre politica românească, ce a făcut cu tare, unde s-a dus, cine a arestat. Noi facem parte din acea largă categorie de cetățeni ai României care cred că România nu există numai la televizor. România există cu adevărat, e vie, trebuie să rămână vie, trebuie să rămână lipită de valorile sale, de valorile civilizației europene. Da? Civilizația europeană nu a fost formată nici de anarhiști, nici de minorități ideologice, are un traseu extraordinar și trebuie ca această civilizație europeană creștină să existe, să subziste și să-și arate forța în aceste zile. Ca și referendumul, ca și încercarea de schimbare a textului constituțional, și aceasta este, de fapt, o măsură de apărare. O măsură de apărare în fața unui turbion de ideologic care, deși are această caracteristică că încă știe să se ascundă, el va exploda în viețile noastre și în viețile copiilor
noștri. Așa cum s-a spus că și, referendumul a fost inutil, nu a fost inutil, așa se vă spune și acum. Este inutil să vă opuneți unei ideologii care a fost acceptată, care este rutină deja în atâtea și atâtea locuri. Nu este inutil, nu credem că este inutil și credem că este datoria noastră fundamentală, obligația noastră de a apăra adevărul și de a mărturisi adevărul oriunde aceasta ni se cere. Creștinul nu poate dispărea din societate, nu se poate ascunde, nu se poate ghetoiza, el trebuie să-și afirme adevărul și să-și apere valorile și să-și apere copiii și părinții. Dacă există întrebări, doriți să mai completați? Completare. Să știți că, în mod similar ca în problema definirii căsătoriei, România din nou și în această problemă este printre ultimele popoare, deci ultimele țări în care oamenii, cetățenii, realizează cât de gravă este situația intruziunii ideologiei de gen în educație. Croații au făcut referendum cu tema introducerii educației sexuale în școală și au ieșit la vot într-un număr copleșitor și au votat împotriva introducerii educației sexuale în școală. Deci poporul croat a făcut acest lucru din anul 2013, dacă nu greșesc. Bulgarii s-au opus intruziunii ideologiei de gen în educație cu o motivare a curții constituționale a statului bulgar, în care spune foarte clar că nu se poate accepta acest lucru, tocmai datorită relativizării graniței dintre hotarului, dintre bărbat și femeie. Cum mai poți ocroti femeia dacă tu relativizezi hotarul dintre femeie și bărbat. Cu alte cuvinte, din nou, suntem printre ultimii care ne conștientizăm acest pericol. Ceea ce noi am vrut să dovedim prin acest demers și prin această campanie este că chiar dacă suntem printre ultimii, cetățenii români sunt foarte conștienți și foarte activi și foarte implicați dacă e vorba de apărarea copiilor lor. Prin Convenția de la Istanbul, ratificată de România, într-adevăr, în timpul guvernării domnului Cioloș, România își asumă obligația să introducă la toate nivelurile de învățământ aspecte didactice suficiente pentru intruziunea ideologiei de gen în educație. Deci este foarte adevărat ceea ce ați spus. Chestiunea juridică esențială pe care aș vrea să o înțeleagă toată lumea este următoarea. Convenția de la Istanbul are exact valoarea unei legi, deci nu este deasupra Constituției. Convenția de la Istanbul a fost ratificată printr-o lege, ea nu este deasupra Constituției, cu alte cuvinte, ceea ce am invocat ca fiind încălcări prin această intruziune a ideologiei de gen, încălcări ale normelor constituționale, reprezintă norme de o valoare juridică superioară Convenției de la Istanbul. Constituția României, articolul 29 aliniatul 6 din Constituția României, da? Dreptul părinților de a-și crește copiii potrivit propriilor convingeri. Articolul 26 aliniatul 1 din Constituția României, dreptul copilului de a avea o viață intimă și privată respectată, nu intrată în ea cu intruziunea ideologiei de gen. Aceste drepturi constituționale au o valoare juridică superioară unei legi de ratificare a Convenției de la Istanbul. Adică, cu alte cuvinte, atunci când 300.000 de cetățeni au sumat Ministerul Educației să respecte articolele din Constituție, această somație privește un nivel juridic superior obligativității introduse prin Convenția de la Istanbul.
Există în legea tratatelor, există o procedură specială de retragere. Dacă nu mă înșel, poporul slovac care s-a opus ratificării, de altfel Convenția de la Istanbul a fost ratificată doar de România și alte câteva state. În jurul nostru s-a refuzat ratificarea Convenției de către Bulgaria. Bulgaria a refuzat ratificarea Convenției în perioada de mandat la președinția Consiliului Europei. Deci nu a avut nicio importanță. Și aceasta de ce? Pentru că v-au explicat colegii mei, în ceea ce privește materia aceasta a familiei și a educației, domeniul este supus suveranității dreptului național. Și atunci dacă dreptul național spune că nu sunt de acord cu intruziunea ideologiei de gen în educație, pot să am funcția de președinte la Consiliul pe care o avea Bulgaria atunci când a asistat și a refuzat ratificarea Convenției. Ungaria a asistat ratificarea Convenției, Polonia a ratificat Convenția cu rezerve. În Croația au ieșit 50.000 de croați în stradă să se opună ratificării Convenției de la Istanbul. A porni un război împotriva unei legi care este de o valoare juridică inferioară Constituției este o fundătură juridică. Atâta vreme cât am garanțiile constituționale suficiente în Constituția României, eu solicit și somez autoritățile statului român să-mi respecte drepturile constituționale. Eu nu pornesc războaie inutile împotriva unor legi cu o valoare juridică inferioară Constituției. Sigur că agenda este generală, ea nu este secvențială și nu se referă numai la ministru. Dar, pe de-o parte, pe de altă parte, tema cea mai importantă și tema pe care noi o considerăm cu efecte dezastroase este intruziunea ideologiei de gen în școală. Sigur că întreaga paletă este dezastroasă și toxică, dar aici noi identificăm locul cel mai grav și cum suntem inevitabil puțini și cu
forțe pe care trebuie să le focalizăm, am ales să focalizăm asupra acestui subiect. De altfel și semnatarii sunt și mai ușor de explicat și mai ușor de dimensionat acest pericol dacă arăți că punctului nodal, punctului focal este soarta propriului copil. Sigur, și în sistemul medical sunt lucruri de discutat și în sistemul muncii. Agenda este într-adevăr generalizată și pe măsură ce forțele noastre se vor diversifica, solidariza, probabil că vom putea ataca și alte dimensiuni ale acestei agende. Da. Dacă îmi permiteți o completare, eu am înțeles exact întrebarea dumneavoastră, numai că vă trimit la textul convenției, fie că vorbim de articolul 12 care se referă la obligația pe care și-o asumă statul de a lua măsurile, deci fiți atenți la cum sună, da? De a lua măsurile pentru și apoi articolul 14 și le introduce măsurile astea pe care se obligă statul român să le ia, cum le ia? Le ia prin legi interne. Ceea ce noi atragem atenția aici este următorul lucru, că e adevărat că la articolul 12 România își asumă obligația să ia măsuri privitoare la combaterea rolurilor stereotipe de gen în toate domeniile vieții sociale, culturale, inclusiv sportul menționat în convenție, da? Așa, e foarte adevărat, numai că, atenție! Eu nu știu legea sportului acum ca să vă răspund la întrebare, dar știu sigur că s-au grăbit și au dat HG 318, pe, dacă nu greșesc, 365 pe 2018, da, deci asta e numărul, HG 365 pe 2018, prin care iau măsurile, care le iau? Iau măsurile de combatere a rolurilor stereotipe de gen în educație. Deci e atenție mare. Atenție mare la diluarea eforturilor juridice. Eforturile juridice pot fi anihilate și prin simpla lor diluare. Convenția spune că România își asumă obligația să ia măsuri și eu mă duc în dreptul național și văd. Ia să văd eu unde s-a grăbit România să ia măsurile primele. Și constat că printre primele măsuri pe care se grăbește să le ia sunt cele din domeniul educației. Și atunci ce rost are să mă duc și să mă lupt cu o convenție în bloc care, atenție, are un deziderat bun, combaterea violenței împotriva femeilor. Da? Chiar dacă noi aveam o lege împotriva violenței foarte bună, cu definiții ale violenței mai multe și mai detaliate decât definiția violenței din și mai precise, aveam chiar o categorie de violență în plus față de ce are convenția. Deci legea națională a României privind combaterea violenței împotriva femeilor era cel puțin la fel de bună, chiar după părerea specialiștilor juriști, era mai detaliată și mai completă decât convenția, cadrul convenției. Dar, repet, de ce să combat o convenție care are un scop nobil, combaterea violenței împotriva femeilor, când eu mă duc și observ pe ce s-a focalizat statul român, pe ce s-a grăbit el prima dată, primul palier, să atace și să aplice măsurile. Da? Și găsesc că, iată, în mod cinic, se grăbește să introducă primele măsuri de combatere a rolurilor stereotipe de gen în educație. Deci iată că scopul și agenda este nu doar la nivel generalizat de intruziunea ideologiei de gen, ci și unul foarte specific, cinic specific, acela de a batjocori mintea copiilor noștri. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, cred că putem încheia aici. Sper să fi fost clari. Vă mulțumim încă o dată pentru amabilitate și vă așteptăm la următoarea noastră conferință de presă. Încă o dată toate cele bune și în această zi frumoasă de bunăvestire.
Doamne ajută!